Avantajele consumului de pește pentru sănătate prin anii 50, oamenii de știință au demonstrat că grăsimile din alimentație duc la apariția bolilor de inimă. Apoi, cercetătorii au început să se întrebe de ce eschimoșii nord-americani, a căror hrană este probabil mai bogată în grăsimi decât a oricărui alt popor din lume, au totuși o atât de mică bolilor de inimă, a artritei și a bolilor sistemului imunitar. În cele din urmă, s-a descoperit că nu contează cantitatea de grăsime din dieta eschimoșilor, deoarece tipul grăsimii conferă o protecție unică. Hrana obișnuită acestei populații se bazează pe pește bogat în acizi grași omega-3, benefici. Grăsimea animală mâncată de alte grupuri conține acizi grași omega-6, și în aceasta constă diferența. Acizii grași omega-3 determină reducerea colesterolului LDL care îngroașă arterele, cresc colesterolul benefic HDL, micșorează presiunea sângelui și previn accidentele vasculare cerebrale, ajutând sângele să nu se coaguleze. Cercetările care au urmat au demonstrat că acizi grași, omega-3 se comportă ca aspirina și ca alți agenți antiinflamatori în menținerea, la un nivel normal, a formării anumitor acizi grași, cunoscuți drept prostaglandine. Producerea excesivă a acestora contribuie la apariția unor bolnică, astm, psoriazis, lupus eritematos sistemic și scleroza multiplă. Chiar dacă acizidra și omega-3 nu sunt un tratament pentru aceste boli odată declanșate, o dietă bogată în untura de pește le poate preveni. O mâncare cu pește oferă mai mult decât acizidra și omega-3. Un studiu realizat în Olanda a indicat faptul că și consumul de pește slab este legat de o incidență redusă a bolilor de inimă. Evident, acel surprinzător factor X din alimente, cuprinzând toate beneficiile nutriționale, a apărut și aici. Chiar și numai două mese cu pește pe săptămână ajută la menținerea unei inimi sănătoase. Alte studii au arătat efectele benefice ale unturii de pește în tratamentul migrenelor și al unor boli de rinichi aflate în stadii incipiente. Primii pe lista peștilor bogați în acizi graf și omega 3 sunt: macroul, anșoa, somonul, heringul, peștele sabie, păstrăvul, tonul. Alți pești, cum ar fi codul și pitbanul, conțin doar o parte din aceste substanțe active, nutritive. S-a dovedit faptul că stridile, racii și scoicile de râu se numără printre cei mai eficienți luptători împotriva colesterolului. Proprietățile curative oferite de acizi hidra și omega-3 pot fi obținute de la moluște și crustacee, ca și de la pește. Midiile, stridiile și creveitele conțin cei mai mulți acizi grași omega-3, nu la fel de mulți ca macroul, dar mai mulți decât peștele alb. Stridiile, heringii și scoicile se numără printre sursele cele mai bogate de zinc mineral, care contribuie la producerea spermei și a hormonilor masculinii. Peștele sabie, ponul, homorul și somonul sunt în capul listei alimentelor bogate în seleniu. Studiile au arătat că dietele bogate în seleniu opresc instalarea și dezvoltarea aterosclerozei. Peștele este cu adevărat o hrană bună pentru creierul nostru. Acesta este ușor de digerat și este bogat în proteine, vă va umple sângele cu aminoacizi, inclusiv tirozina. Tirozina trece dincolo de un filtru protector numit bariera hematoencefalică, unde este transformată în substanțe chimice care stimulează atenția și agerimea. De asemenea, peștele mai oferă o substanță care influențează activitatea creierului, colina, care îmbunătățește memoria și este un reflexant muscular. Colina este esențială și pentru bună funcționare a ficatului. Cum alegeți peștele și cum îl preparați peștele bun? Proaspăt, nu miroase a pește. Dacă îl apăsați, carnea va reveni la loc. Peștele trebuie să aibă ochii limpezi și branchii roșii. Ca să fiți siguri că găsiți pește proaspăt, este bine să cumpărați peste din magazinele specializate, unde țin peștii pe gheață și nu ambalați în pungi de plastic. Înainte de a găti orice fel de pește, plătiți-le în apă rece și uscați-l cu un prosot de hârtie. Peștele este un aliment care se gătește rapid. Aproape orice pește poate fi cot în 20 de minute la 200 grade C, sau fiert în și mai puțin timp, ceea ce este un avantaj pentru gospodine fierberea la abura mici se face în mai puțin de 5 minute. De fapt, una din regulile de bază ale gătitului este, nu gătiți niciodată peștele mai mult decât timpul cuvenit. Gustul peștelui trebuie să rămână intact. Multă sănătate și poftă mare! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați articolul și distribuiți canalul.